Din data de 14 decembrie vor rămâne în vigoare aceleași restricții, inclusiv carantina de noapte. După ora 23 vom putea ieși din casă doar cu declarația pe propria răspundere și cu un motiv bine întemeiat, chiar și în seara de Crăciun sau de Anul Nou. Sărbătorile de iarnă nu au arătat niciodată că acum restricțiile în vigoare din cauza pandemiei de COVID-19 vor limita vizitele cu apropiații sau familia, vor anula tradițiile de Crăciun, iar Anul Nou va fi sărbătorit în casă. Nu știu, nu înțeleg asta cu ieșitul după 11. Ori că ies noaptea sau ziua mea, tot aia e. Exact la fel. Cum este pentru perioada sărbătorilor, că de Revelion nu vom putea ieși pora 1? Este nașpa, nu știu, nu înțeleg chestia asta. Nu sunt de acord. Acolo am trecut prin prea multe să vă porcăria care în ziua de azi. Deci am trecut prin multe să vă porcăria în ziua de astăzi. Totul e niște gogoși care de mintă ăștia pe noi. Nu că ar folosi la nouă ceva, folosesc lor, că banii care vin de afară, ei se bat pe ei. Nu noi. Noi am e arăzim. Normal ca în seara de Crăciun sau de Revelion să ne luăm amendă după ora 11 dacă ieșim din casă. Mă, dacă e legea așa, n-ai ce face, nu putem să o încălcăm. După lege. Asta e. De Revelion, românii vor trebui să rămână în casă sau în apropierea casei. Nu vor avea loc festivități, nici măcar focuri de artificii. Se pare normal că în seara de Crăciun sării să iei amendă după ora 11 dacă ești din casă? Păi nu, sincer, vreau să mă duc și la colindat de Crăciun, dar... ce să zic, nu prea-mi convine. Mai ales de Revelion, că na, e Revelion, e Anul Nou. Nu puteam merge în vizită după ora 11. Nici nu vreau să-mi imaginez, sincer. Nu. Dar poate se schimbă ceva, mai sunt 2 săptămâni, 1 săptămână și ceva. Dacă vom ieși din casă după ora 23 fără unul dintre motivele menționate în declarația pe propria răspundere, riscăm să fim amendați. Nu vom putea merge în vizită după ora 23 nici măcar în seara de Crăciun.